Pentru început, spunem că azi, de la ora 14, a început a treia ediție a maratonului vaccinării din municipiul Satu Mare. Satmărenii pot să se vaccineze fără programare, doar cu buletinul cu vaccin Pfizer, până duminică, la ora 20, în parcarea molului de pe drumul Careiului. Județul Satu Mare stă destul de bine la capitolul vaccinare. Ocupă un onorabil loc, 14 în țară, cu 20,64% din populația vaccinată. Maratoanele de vaccinare au avut efect. La prima ediție s-au imunizat 1600 de satmăreni, iar la a doua ediție aproximativ 900. Urmează de vineri, 21 mai, a treia ediție. Pentru că nu sunt foarte mulți doritori la imunizarea cu AstraZeneca, s-a luat decizia ca la centrul amenajat la școala Avram Iancu să înceapă imunizarea cu vaccinul Pfizer. Lucrările de reamenajare din sala de sport au început de ieri. Potrivit celor declarate de doctorul Cic Maticu, Bolaș Ferenc, coordonatorul de vaccinare de la școala Avram Iancu, aici vor fi două cabine pentru imunizare cu AstraZeneca și două pentru Pfizer. Doritorii vor primi la intrare ecusoane diferite pentru a se evita o încurcătură și vor preda ecusonul la ieșire când vor primi diploma de vaccinare. Imunizarea cu Pfizer va începe de luni, 24 mai, când vor ajunge la centru dozele rămase de la maratonul vaccinării. Aici își vor putea face rapelul, de fapt, toți cei care s-au imunizat la maratoane. Zilnic, la Avram Iancu se imunizează în jur de 120 de persoane. De luni, numărul celor care vor veni va fi mai mare, dar personalul rămâne. Același nu se suplimentează, ne-a mai spus doctorul Cic Maticu, Bolaș Ferenc.